Doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Dar mai înainte de toate aș vrea să vă întreb ceva. Câți dintre dumneavoastră știu să joace o jiană? Aș vrea să aud aplauze. În funcție de cât de tare aplaudați, așa ne dăm seama. Ia să vedem cât știu să joace un brâu. Nu prea. Mai puțin. Da o hațegană. Văd că sunteți deja experți așa. Văd acolo că este un spațiu, așa că o să vă invităm un pic mai târziu la dans. Nu trebuie să vă rușinați, puteți să mergeți acolo. Trebuie să menționez că toate piesele din această seară au fost cântate live, pentru că așa se cade la un eveniment organizat de Protopopiatul Săliște cu binecuvântarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Sibiului. Mergem mai departe, așa cum vă spuneam, vor urca pe scenă membrii ansamblului folcloric Mărginenii din Săliște. Despre ei am să vă spun câteva cuvinte. S-au înființat în anul 2011 la inițiativa primăriei din Săliște, din județul Sibiu. Astăzi vin în fața dumneavoastră cu cei mai tineri dansatori care ne vor prezenta frumoasele jocuri populare din mărginimea Sibiului. Jiana, învârtita, brâul și hațegana. Coreografia este asigurată de Alesea și Ovidiu Sas. Așa că vă invităm și pe dumneavoastră la dans în compania membrilor ansamblului folcloric Mărginenii din Săliște. Facem un joc mare, că e zi de sărbătoare. Să jucăm doi câte doi, ca în Săliște pe la noi! Hai, mândruțo, la vârtită! La vârtită, chiuită! Thank you.
vârtită chinuită. Mulțumim membrilor ansamblului folcloric Mărginieni din Seliște, dar nu v-am văzut dansând acolo, v-a fost rușine? Să știți că în spate au fost foarte multe emoții și doamna Alessia Azaz mi-a promis că dacă ne întoarcem la Sibiu o să ne învețe și pe noi să dansăm hațegan, brâu și restul dansurilor. Vă mulțumim foarte mult copii și vă mai așteptăm aici. Mulțumim! Pe că m-am simțit bine aici la Sibiel, atmosferă destul de frumoasă, chiar și vremea ne-a ajutat, părinte, până la urmă, nu a fost nicio problemă, așa că vom merge mai departe. Vă spun că următorul invitat al nostru vine din Sibiu. În minutele ce urmează va fi prezent pe scenă un om drag, un artist iubit de români, care prin talentul său a cucerit publicul atât din țară cât și din străinătate. Doamnelor și domnilor, să-l întâmpinăm cu aplauze pe Robert Târnăveanu.
Ce frumos e aici la dumneavoastră, un spectacol minunat. Am venit și eu cu cântecele mele frumoase, vi le dăruiesc din tot sufletul meu pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Mai aveați un pic și ajungeați în părău. Nu-mi pare rău de nimic, nu mă după viață un pic, că n-a fost viața făcută cu tinerețe mai multă. Bună dimineața, viață, bucurie și speranță. Sta din roada vieții, scumpii ani ai tinereții. Azi închin viața cu tine și mă bucur de-al tău bine. Ți-aș da soarele și luna să mă ții cum îs acum. Bună dimineața, viață, bucurie și speranță. Am gustat din roada vieții, scumpii ani ai tinereții.
ce-ai legat o vară întreagă. La-la-la-la-la-la-la-la. Ca Dumnezeu să te calce. La-l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 a. Ce-ai legat nu-i mai desface. La-la-la-la-la-la-la-la. Hai, ca Dumnezeu să te calce. Ce-ai legat nu-i mai desface. Oh!
așa taie bine, la 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 la. Thank you.
de răsună Bucovina. Mi s-a rupt, cum zice ăla, ce bagi la poale, elasticul, și mă totu-i să nu cadă, știi? Dar l-am prins bine cu șerpariul și îs în regulă, nu? Da? Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că am fost alături de dumneavoastră. Mulțumesc din suflet organizatorilor. Nu intru în prea multe detalii, că nu mă pricep cu așa ceva și decât să zic prostii, mai bine mă duc acasă liniștit. Vă mulțumesc din tot sufletul. Să aveți o seară frumoasă, vă prețuiesc, Dumnezeu să ne iubească și să ne ofere tot ce e mai bun, sănătate, că în rest le facem pe toate. Doamne ajută, vă îmbrățișez, sănătate! Mulțumim, Robert Cândovea, nu mulțumim și că mai așteptăm de câte ori ai ocazie aici la Sibiel. Mulțumim foarte mult! A fost, doamnelor și domnilor, Robert Cândovea în această seară aici la Sibiel. În continuare vor urca din nou pe scenă membrii ansamblului Bujorul de Munte din Gura Râului, de data aceasta cu un dans specific zonei Banatului. Cumva, ei sunt cei care vor introduce momentul de final al acestui spectacol, când pe scenă va intra un reprezentant de seamă al Banatului. Dar nu vă spun acum prea multe, ci o să revin puțin mai târziu. Până atunci, vă propun să-i primim cu aplauze pe membrii ansamblului Bujorul de Munte din Gura Râului.
Felicitări și aplauze încă o dată pentru tinerii din Gura Râului. Merită toate aplauzele. Iată, am văzut așa un ocol al țării în această seară. Mulțumim, dragi tineri. Ei, domnilor și domnilor, ne apropiem ușor, ușor de finalul acestei întâlniri memorabile. Iar artistul care va încheia acest eveniment este fără doar și poate o legendă vie al folclorului bănățean. Interpret și compozitor renumit, un talent creator cu care ar trebui să ne mândrim fiecare dintre noi, românii de pretutindeni până la urmă. Și am să spun așa, nu cu foarte multe cuvinte, am să prezint invitatul următor. Un nume și un prenume care au ajuns renume. Petrică Moise și formația Virtuozii Banatului. Să-l aplaudăm! Copile, mai deschid o ușă macar așa din când în când și la căsuța în care noapte doi ochi de mama mar ce plâng. Fii blând ca și în copilărie și spune-i două vorbe bune și mamii care ți-au crescut și care ți-au adus pe lume. Ține minte tu, copile, ia ce-o legănat pe brață ziua și în pucerea nopții până când trage dimineață și în ochii ei de mamă tu ai fost sfântă minune și nu se găsești ce înșer înger mai frumos ca cine. Pentru ea tu ești lumina și Crăciunul și învierea, tu ești lumea la un loc, bucuria și durerea. Ori trecut ani, ai crescut și chipul mamii l-ai uitat. Ea ce-a învățat și-a fost mai bine, ți-a dat atât cât a putut. Și atunci când ai făcut răle, de răbe inima și-a rupt. Și atunci când ești ajuns la greu, merge cu capul în pământ și dă năcazul tău, o mamă nu-și află loc nici în mormânt. Nu vrea să-ți fie o tovară și în viață nu-i trebuie mai mult decât să ce vadă om ajuns și nu în suflet rătășit. Năgrășit vine o vreme când în casa amicuță ai mai vrea să-i spui cuiva bine ce-am găsit, măicuță. Atât cât o mai ai pe lume din picătura de credință, întoarce ce iară la ea din când în când cu pocăință. Duce la ea, copile drag, până mai ai la șince dușe și până când n-a pus ai în loc de mamă o beată crușe. Copile, mai deschide ușa măcar așa din când în când și la căsuța în care noapte doi ochi de dorul tău să stâng. Banatule, colț de soare, eu cu cine mă folosesc, că acolo viața-mi trăiesc. Banatule, colț de rai, eu cu cine mă folosesc, că acolo viața-mi trăiesc. Banatule, colț de rai. În Banat eu m-am născut, acolo am copilărit. Unde cânte colțul ierbii și vin la izvoare șerbii. Banatule, loc de dor,
unde cântă colțul ierbii și vin la izvoare șerbi. Banatule, loc de dor. Unde m-a dus norocul, am purtat cu mine focul. Și până am venit înapoi, m-a fost gândul tot la voi, bănățănii mei făloși. Și până am venit înapoi, m-a fost gândul tot la voi, bănățănii mei. La noi nimeni nu-i bătrân, sărbători mândră să țin. Dumnezeu ne ocrocește și pământul ne rogește, țara mea-i banatul meu. Dumnezeu ne ocrocește și pământul ne rogește, țara mea-i banatul meu. O gății din lumea mare, toace în viață strecătoare, dar în inimă mi sfânt al banatului pământ, până mor îl port în gând. Dar în inimă mi sfânt al banatului pământ, până mor îl port în gând. Ilie Vincu, Radu Vincu, Cristi Stanca și Iancu Popovici. Mulțumim din suflet publicului de la CBL. Mulțumim părintelui Damian. Vă rog. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, doamnelor și domnilor. Vă mărturisesc faptul că m-am simțit foarte bine alături de colegii mei aici la CBL. Iată cum regretatul părinte Zosim Oancea ne-a reunit și de această dată. Vreau să le mulțumesc organizatorilor, protopopiatului Săliște, pentru lucrurile minunate pe care le-a realizat aici. De asemenea, mulțumesc echipei Trinitas TV, colegilor mei care se află în spatele monitoarelor, în spatele camerelor, și îl invit din nou alături de mine în această seară pe părintele protopop de Săliște, părintele Petru Damian, pentru a încheia împreună această seară. Părinte, iată, s-a înserat, deja am ajuns la finalul unui eveniment mult așteptat și poate că a fost și cu mici, să spun așa, ispite. Mulțumim Bunului Dumnezeu că a rânduit să putem împlini acest eveniment aici. Părintele, am avut gândul să-l facem și în altă parte, tocmai pentru că aveam alte săli mai generoase, însă Părintele Zosim Oancea ne-a obligat ca aceste evenimente să le facem aici la CBL. Vreau să vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră, dumneavoastră personal, domnul Iulian Băbârnea, și tuturor acelora din stafful dumneavoastră că ați binevoit să fiți astăzi aici și să filmați acest eveniment, socotim noi de bună calitate și care a adus onoare părintelui Zosim Oancea. Vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au sprijinit protopopiatul ortodox român Săliște în organizarea acestui eveniment, parohiilor care s-au implicat aici, parohia Ciliu, parohia Jina 2, parohia Gura Râului 1, parohia Gura Râului 2, parohia Tilișca și a unor oameni de bine, dar și a primărilor Săliște, Gura Râului și primăriei Păuca pentru sprijinul pe care ni l-a acordat și asociațiilor Reuniunea Mărginenilor și Asociația CBL 2000. Vă mulțumim tuturor, frigul și-a spus cuvântul, să aveți o seară binecuvântată și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim și celor care au rămas aici atât de mult alături de noi. Doamnelor și domnilor, sunt Iulian Băbârnea, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și până la următoarea întâlnire vă doresc să aveți zile frumoase și binecuvântate. La revedere!